Slăviți să fie Domnul, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O, ce bine când o ușă! O, ce bine când o ușă se deschide cu iubire și în chenarul ei deodată vezi un rai dintr-o privire. Când vezi două brațe întinse și auzi un glas de frate, dăruind o primăvară inimii înfrigurate, deșteptându-ți iar nădejdea într-un zbor mai sus de fire. O, ce bine-i când o ușă se deschide cu iubire! Ațipea sub stele pale zarea pașnicei Betanii, când Iisus bătea la ușă după crâncene strădani. Ce adânc simțea divinul, cum de om își leagă soarta, când privea în prag pe Lazar, pe Maria și pe Marta. Nu era alt loc sub soare mai scăldat în fericire. O, ce bine-i când o ușă se deschide cu iubire! Jos în Ierihon, pe uliți, prin mulțimea zgomotoasă, aducea Zacheu pe Domnul ca pe un oaspete în casă și prin ușa larg deschisă se auzea din încăpere: dau săracilor, o Doamne, jumătate din avere. Îngeri albi priveau din ceruri clipele de mântuire. O, ce bine-i când o ușă se deschide cu iubire! Dar la inima ta rece stă de mult Iisus și bate. Ca să plece nu se îndură, ca să o frângă nu se poate. O, trezește-te și vino, trage repede zăvorul. Niciun oaspe nu-i pe lume ca Iisus Mântuitorul. El ți-aduce în dar iertare, El ți-aduce izbăvire. O, ce bine-i când o ușă se deschide cu iubire! El ți-aduce în dar iertare, El ți-aduce izbăvire. O, ce bine-i când o ușă se deschide cu iubire! Slăviți să fie Domnul! Azi dimineață, postând pe Facebook această Evanghelie a Părintelui Iosif, m-a cercetat în mod deosebit, m-a răscolit și aceasta este ceea ce spunea fratele Sorin mai înainte, că în inima omului există ceva, există o atracție, un magnetism pe care Dumnezeu vine, așa cum spune, pe cei care i-a cunoscut înainte, i-a chemat înainte, i-a destinat mai dinainte, i-a ales mai dinainte ca să-i cheme la timpul și la locul potrivit, așa cum l-a chemat și pe Paul, pe apoi, mai târziu, Sfântul Apostol Pavel, care era cu o inimă dăruită pentru Domnul, dar într-un mod greșit. El era cu inima, credea că slujește pe Dumnezeu din strămoșii lui, dar era un persecutor, ceea ce astăzi numim un terorist, împotriva creștinilor, pentru că a început în Ierusalim prigoana, începând cu primul martir creștin, Sfântul Diacon Ștefan, și apoi s-a extins, văzând că place iudeilor, celor care erau împotriva lui Hristos și a credinței în Domnul, a început prigoana cu Sfântul Ștefan. Și atunci el era Saul, martor, și la picioarele lui și-au pus cei care l-au delapidat, cei care l-au ucis cu pietre, a aruncat cu bolovani și el a spus: Doamne Iisuse, nu le ține în seamă păcatul acesta, primește Duhul meu la tine. Pentru că a avut această viziune, zice, văd cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta scaunului de mărire. Vedeți, când vine un sfânt, un martir la Domnul, această viziune, Hristos se ridică în picioare, un respect deosebit, ca să-L primească în brațele Lui. Aceasta era viziunea Sfântului Ștefan. Că zice, văd pe Fiul lui Dumnezeu în picioare, l-a văzut în picioare, să-L primească
în dragostea lui, pentru că a murit de dragoste pentru el. Așa cum s-a spus înainte, nu noi l-am iubit întâi pe Dumnezeu, ci el ne-a iubit întâi pe noi. El ne-a chemat, el ne-a destinat, el ne cunoaște. Pe cei care i-a cunoscut înainte, i-a destinat, i-a chemat, i-a stabilit, i-a hotărât, încă înainte de întemeierea lumii, așa cum spune, veniți binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția care a fost pregătită vouă de la întemeierea lumii, așa spune în altă evanghelie Domnul. Și așa cum s-a spus, în inima omului există o dorință, o foame după perfecțiune, după un ideal, după ceva ce nu mulțumește pe om până când nu află. Acest magnetism spiritual, atracția lui Dumnezeu, ceva pe care nu putem încă la început cunoaște, dar simțim o atracție, ceva care ne, așa cum spune Pascal, a spus aceasta, zice, în inima omului există un gol de forma lui Dumnezeu, în sufletul și în inima omului, există un gol de forma lui Dumnezeu și acest gol nu poate să fie umplut decât cu Dumnezeu. Oricât ar încerca omul cu avuții, cu alte lucruri, cu desfătări să umple golul și locul lui Dumnezeu din inima lui, se înșală și mai acră îi devine și mai starea îi devine mai jalnică. În această situație ajunsese Zacheu. Și aceasta mi-a părintele Iosif spune într-un mod magistral, într-un mod deosebit, de maestru, să spunem așa, în sensul spiritual, pentru că modul cum prezintă părintele Iosif este ceva de o profunzime inegalabilă. Modul cum vede părintele Iosif adevărul și dincolo de, citește, dincolo de oameni și de inimi și de, vede adevărurile spirituale, așa cum spunea fratele Traian despre părintele Iosif, că avea o putere, o intuiție de a pătrunde în esența lucrurilor uimitoare. Acolo unde nimeni nu vedea nici nimic, părintele Iosif scotea niște comori la care alții nici nu puteau să se gândească. Așa este și Evanghelia de astăzi. Vreau să citesc aici despre modul cum explică părintele Iosif această atracție, că atunci când s-a auzit zgomotul și mișcarea din cetate în Ierihon, s-a făcut o mișcare și Zacheu era probabil cel la vamă sau făcea ceva din interesul lui și a întrebat ce se întâmplă, ce e agitația asta, zice, păi vine Iisus din Nazaret și atunci pe el a fulgerat, ceva a intrat în sufletul lui, zice, trebuie să-l văd pe Iisus, a lăsat vama, a lăsat muncitorii, că el era șeful vameșilor, a lăsat totul baltă și a fugit să-l vadă. Dar nu putea pentru că era mare aglomerație. Și atunci și mai tare, inima i s-a făcut cât un purece, a simțit un magnetism, ceva, golul acela după Dumnezeu, setea după Dumnezeu. Așa cum părintele, o să citesc puțin cum explică în mod deosebit acest gol care orice suflet, orice inimă îl are în conștiința, în străfundul lui. Și atunci el s-a urcat în dud și cunoaște mai departe istoria cum Domnul, el era atracția lui, pentru că atunci când a auzit trece Iisus din Nazaret, atunci l-a fulgerat, un fulger spiritual, l-a electrocutat. Zacheu a uitat de vamă de tot, trece Iisus, ocazie unică, pentru mine este șansa vieții mele, trebuie să-L văd pe Iisus. Aceasta era cu orice preț pentru Zacheu, mai presus era ceva în inima lui, mai presus decât orice atracție de altă natură și lumească, pentru că era magnetismul lui Dumnezeu, care l-a știut dinainte la preștiința lui Dumnezeu și Hristos, care îl știa pe Zacheu, El îl chema, de fapt, acolo la întâlnire. Vedeți că Dumnezeu stabilește întâlnirea? Dumnezeu este perfecțiune. Când stabilește o întâlnire cu cineva, cum a făcut și cu Saul pe drumul Damascului, cu părintele Iosif în noaptea de anul nou, cu fratele Traian Dorz în Poudușurii în ziua de Rusalii, 8 iunie 1930, și cu fiecare dintre noi,
când El stabilește o întâlnire, de acolo nu lipsește persoana. Este perfecțiunea lui Dumnezeu, este preștiința și alegerea lui Dumnezeu, a tot știința Lui, că știe că acel suflet vrea și dorește să fie mântuit, să-L primească ca Domn și Mântuitor. Părintele Iosif spune, înainte de toate să vedem ce l-a plecat de acasă pe Vameșul Zacheu. Vameșii erau oameni vestiți de bogați. Zacheu era mai marele vameșilor, iar vameșii erau păcătoși vestiți, care își făceau averi cu fel de fel de camete, nedreptăți, înșelăciuni și furturi din averea statului. Zacheu era așadar mai marele păcătoșilor și mult va fi trebuit să fi furat și înșelat până a ajuns la acest rang. Dar ce păsa lui de acest lucru? El era bogat, putre de bogat și nu ducea lipsă de nimic. Însă totuși, aici punctează, intră în profunzime părintele Iosif, totuși lui Zacheu îi lipsea ceva. Îi lipsea ceva ce nu-i puteau da banii. Îi lipsea ceva în sufletul lui. În sufletul lui îi lipsea ceva. Sufletul lui Zacheu simțea o greutate, simțea o neliniște, o nemulțumire. Din adâncul sufletului său auzea tot mai lămurit mustrarea: vai de tine, Zacheie, și de banii tăi făcuți cu strâmbătate și vicleșuv. Lasă această cale. Această greutate și tulburare ce le simțea în sufletul său l-a făcut într-o zi să-și lase vama și câștigul și să plece ca să vadă pe Iisus, pe un om ce predica despre cele sufletești. Pe Zacheu l-a dus de acasă nu numai vestea ce se dusese despre Iisus, ci l-a dus mai ales greutatea ce o simțea în sufletul său. L-a dus dorul și dorința ce se treziseră în el după noire a vieții. Zacheu simțea că îi lipsește ceva și acest ceva îl suia pe el om bogat într-un dud din marginea drumului. Și iată, pe drum se apropie Mântuitorul, această întâlnire se apropie ca o lumină care atrage după sine un orod întreg. Zacheu îl vede apropiindu-se și din ce se apropie, Zacheu se simte acolo sus în dud, tot mai mic și tot mai neliniștit. În lumina Mântuitorului, Zacheu își vede deodată tot trecutul său plin de întunere cu păcatelor. În lumina Mântuitorului, Zacheu simte cum deodată piere tot prețul averii sale și al banilor săi. În fața Mântuitorului, Zacheu se simte atât de sărac, atât de gol, atât de negru și de păcătos, își simte zădărnicia vieții lui atât de mult, încât îi vine să strige de acolo de sus: vai de mine și de viața mea! În această clipă, Mântuitorul se oprește și strigă: Zacheie, grăbește de te pogoară, căci azi în casa ta se cade să rămân. Zacheu stă o clipă uimit. Dacă ar mai fi cineva sus în dud, ar crede că Iisus strigă pe altul, dar e numai el. Și coborându-se repede, îl primește cu bucurie pe Mântuitorul, în vreme ce gloata se miră că acesta, adică Mântuitorul Iisus, intră să găzduiască la un om păcătos. O, ce minunată învățătură este în această istorie a lui Zacheu! Pe Zacheu l-a tras la Mântuitorul o chemare a sufletului său. Oricât de păcătos era Zacheu, în sufletul său mai rămăsese ceva ce îl chema și îl ducea să-l vadă pe Mântuitorul și să se întâlnească cu el. Zacheu a dat ascultare acestei chemări. Asta e important. Părintele Iosif spune mai încolo că sunt mulți care nu dau ascultare acestei chemări a conștiinței, cum s-a spus mai înainte foarte bine. Fratele Sorin, ascultă-ți glasul conștiinței, că în el e glasul lui Hristos, e magnetism, este chemarea lui Dumnezeu la fericire, la împlinire, la adevărata destin, la un destin etern, infinit de fericit în Hristos și prin el. Că în el ni se împlinesc toate destinele și veșnicia este el. Toată bogăția harului lui Dumnezeu vine prin Fiul lui, prin Domnul Iisus Hristos. Oricât de păcătos ai fi, cititorule, acum Părintele se adresează fiecăruia dintre cei care citim sau gândim sau medităm, oricât de păcătos ai fi, cititorule, oricât de mult ai fi ticăloșit, ia seama că și în tine tot a mai rămas ceva ce te atrage la Mântuitorul. A mai rămas și în tine o scânteie pe care păcatul niciodată nu o poate stinge.
a mai rămas în tine o dorință, un glas, o chemare, o suspinare a sufletului care nu se stinge chiar în orice adânc și al fără de legilor te-ai coborâ, ci strigă de acolo și umblă să strige la Mântuitorul. Oricât de păcătos era Zacheu, tot a mai fost ceva în el care l-a ridicat sus să-l vadă pe Mântuitorul. Oricât ai fi cufundat în ticăloșie, mai este și în tine ceva ce te poate ridica sus. Cum spune fratele Traian Dorz într-o poezie, trebuie un salt divin, altfel nu se poate. Dintr-o dată și de plin, lasă tot ce e străin, rupe toate ce te țin. Cu Hristos se poate. Ce frumos această decizie dintr-o dată. E o decizie care vine ca o chemare. Dintr-o dată, ceva intră în inima omului. O chemare, este suflul Duhului, lumina Duhului Sfânt care îl cheamă pe om la întâlnirea cu Mântuitorul, cu Dumnezeu, cu mântuirea. Oricât te-ai fi cufundat în ticăloșie, mai este și în tine ceva ce te poate ridica sus. Zacheu a ascultat această chemare a sufletului și s-a mântuit. Ascultă bine, dragă cititorule! Ascultă bine că și în adâncul sufletului tău este o chemare, este o dorință, o suspinare a sufletului tău să ieși din ticăloșie. Ascultă, dragă suflete, ascultă chemarea, că ea te duce în fața Mântuitorului, iar când ajungi în fața Lui, deodată ți se deschid ochii sufletului să vezi întunericul în care trăiești și să cauți lumina și viața. Cele mai multe suflete se pierd, aici explică Părintele Iosif, care e cauza pierzării atâtor suflete, cele mai multe suflete se pierd nu pentru că nu li se predică Evanghelia, ci pentru că nu vor să asculte predica din sufletul lor, nu vor să asculte glasul chemării lui Hristos, nu interesează. Mântuitorul și astăzi strigă fiecărui creștin, ca odinioară lui Zacheu, suflete, grăbește, că astăzi în casa ta mi se cade să rămân. Oricât de păcătoși am fi, Domnul vrea să intre la noi și să rămână la noi. Vedeți, în cursul săptămânii m-a contactat pe Messengerul de pe Facebook, marseara mi se pare, da, un tânăr teolog, un băiat Laurențiu se numește, mi-a spus că este la teologia din Arad, și vrea să cunoască adevărata oastea Domnului, adevărul despre oastea Domnului, că înscria el, zice aici la teologie, se învață numai rău, numai negativ despre oastea Domnului, se spun lucruri care eu nu mă mulțumesc cu ceași. Și am spus foarte bine, foarte puțin să știi, sunt ca tine care doresc să cunoască adevărul. Zice, eu nu mă mulțumesc ce se spune rău despre oastea Domnului la teologie, la noi, pentru că numai de rău se vorbește la teologie. Asta mi-a spus el, eu vreau să cunosc adevărul despre oastea Domnului. Am spus, acesta este un curaj pe care Dumnezeu ți l-a dat și un gând de la el să fii binecuvântat, că Domnul ți-l va împlini și în continuare Domnul va lucra în inima și în sufletul lui ca să aibă această întâlnire și cunoașterea adevărului, că Iisus, cum a spus el, eu sunt calea, adevărul și viața. Al băiat, vineri seara, mă contactează tot așa și spune, auzi frate, eu vreau să cunosc oastea Domnului, vreau să intru în acest grup. Și am spus, dar de unde ești? Zice, dintre undeva între Focșan și Râmnicu Sărat. Deci mi se pare din județul Vrancea. Și am spus, aici la Roma, unde sunt eu, cunosc frați din Vrancea, din județ și aș putea să te pun în contact chiar cu cineva din Focșan. Zice, mulțumesc că doresc lucrul acesta, să cunosc grupul oastei Domnului. Vreau să fiu în grupul acesta. Iată suflete care se deschid, pentru că simt de la Dumnezeu, e atracția, magnetismul spiritual care vine de la Dumnezeu. Vrând nevrând, când se vorbește Evanghelia și se spun aceste minunate capodopere din Duhul Sfânt, care vin prin Părintele și prin fratele Traian, ele copleșesc și astăzi, își fac lucrarea în sufletele celor care citesc, au o reverberație, un ecou, le stârnește o trezire, o dorință de a veni din moarte la viață. Această atracție care vine din Dumnezeu de 2000 de ani, din Golgota, din jertfa Lui,
ne-a cucerit într-o zi și pe noi și ne-a îngenunchiat la picioarele crucii și vrea pe fiecare care este sincer, cum spune Părintele Iosif, că nenorocirea este celor mai mulți că nu vor să asculte de chemarea aceasta. Dar cine este sincer, cum spunea băiatul de la teologie, eu nu mă mulțumesc cu ceea ce se spune, eu vreau să cunosc adevărul despre oastea Domnului și adevărata oastea, și am spus foarte bine, de la Dumnezeu ai gândul acesta. Vreau să închei cu poezia fratelui Traian Dorz. Deschide-te spre Domnul, deschide-te spre Domnul ca mugurul spre soare, cât este primăvară și vis și sărbătoare, că dacă Domnul pleacă și visul tău va trece, vai, în zadar, în lacrimi, amare-ți vei petrece. Primește mântuirea cât harul ți-e aproape, adapă-ți fericirea din limpezilei ape și-ți odihnește fruntea pe umărul lui dulce, căci în zadar vei plânge când Domnul se va duce. Ascultă de cuvântul vieții cât se spune și când mai poți genunchii, ți pleacă în rugăciune și plângi cât mai ai vreme păcatele făcute, căci în zadar când toate acestea sunt trecute. Deschide-te spre Domnul când încă-i lângă tine, ascultă cu iubire cât încă ai de cine și dragoste întoarce cui dragoste ți arată, căci în zadar când toate s-au dus în niciodată. Nimic nu ține veșnic, ci toate strec prea iute și toate-și au o vreme a lor a fi făcute, dacă s-au dus, zadarnic tot plângi după aceea, zadarnic sufli în spuză dacă s-a stins scânteia, dacă s-a stins scânteia, zadarnic sufli în spuză dacă s-a stins scânteia. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul!